Școala nevestelor. Adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Străzile Parisului lui Ludovic al XIV-lea, prin anul 1650 sau poate 1660, într-o frumoasă dimineață de primăvară, doi buni prieteni, Arnolf și Crisald, își fac obișnuita plimbare. Veniți să ceri acum oficial nevasta? Da, vreau chiar până mâine să termin treaba asta. Eu, ca prieten dragă, am să-ți vorbesc pe față. Pripita hotărâre pe mine mă îngheață. Căci ori și cum ai lua-o dramatic sau glumeți, să te însori îmi pare cu totul îndrăzneț. Cunosc eu viclenia și cursele acele pe care le întinde femeia ca să înșele și cum ades te joacă prin marele-i talent. Am luat măsuri în contra acestui accident. Logotnica mea este atot neștiutoare și din nimic bârfeala se poate naște oare. Într-un cuvânt, adică, ai vrea să spui că o proastă? Că nu ești prost, o proastă alegeți de nevastă. Oh. Soția ta, amice, firește, e deșteaptă, dar nicio bănuială prin asta nu-ți deșteaptă. Talentele nevestii cunosc atâtea cazuri, aduc întotdeauna bărbatului necazul. Eu să mă înham alături de o intelectuală, să-mi scoate mie ochii cu o vorbă radicală, în versuri și în proză nevastă să compună și în casa mea să aduc artiști și lume bună, iar eu să fiu în spate bărbatul, om de treabă, dihania, de care nici dracul nu întreabă. Nu vreau nevastă din rândul celor culte. Femeia care scrie cunoaște, vai, prea multe. Eu vreau ca jumătatea să fie nu sublimă, ci toantă. Oh. Să nu știe ce este aia rimă. Într-un cuvânt, să fie de o ignoranță rară. Atât îi cer să știe. Să coasă, să se închine, să toarcă și să țină necontenit la mine. Zițicul din adinsul să fie mărginită. Vreau mai degrabă una și proastă și pocită decât o iscusită cu chipul îngeresc. Dar mintea, frumusețea, eu cinstea prețuiesc. Cum poți pretinde unei femei așa modeste să vadă clar ce este cinstit și ce nu este? Și ai să fii în stare, gândește-te mai bine, să ții întreaga viață o vită lângă tine? Ca alții, am planul meu și eu. Nevasta, ca și haina, o vreau pe gustul meu. Avere am destulă ca scumpa mea soție să cuzurească în viață doar datorită mie. Și pururea supusă și recunoscătoare să nu mai pomenească de naștere sau stare. Cu minte serioasă, cu ochii plângători, mi-a inspirat iubire la 4 anișori. Oh. Cum eu știam că măsa o scoate greu la capăt în neagra sărăcie, pe loc mi-am zis, o capăt. Când vrednica țăranca află dorința mea, se bucură din suflet că scapă de o belea. Apoi l-a schit. Ferită de influențe rele, a fost crescută după principiile mele, căci eu vegheam de aproape cu multă stăruință s-o facă idioată cât este cu putință. Din fericire, truda mi-a fost încoronată și mare am văzut-o așa nevinovată încât slăvii pe Domnul că mi-a ursit să am femeia ideală pe care o visam. Am scos-o deci. Cum însă în casa mea venea pe lângă lume bună și lume mai așa, o adusei aici
ca om prevăzător în casa asta unde nu poți intra ușor. Și ca să nu-i strice pornirile curate, aci toți servitorii sunt vite încălțate. Dar știi că asta e bună, senior Arnolf. Ei, na, vrei poate toată viața să mă numești așa? Cu toate că adesea îmi tragi câte un frecuș, Arnolf îmi stă pe buze, nu domnul de la suș. Cum ți-a venit în minte acu la bătrâneții să te apuci de lucruri așa de șugubețe? Dintr-un buștean ce zace la tine pe moșie, să-ți făurești un nume cu tâlc de boierie. Sub numele acesta mi-e neamul cunoscut și de la suș îmi pare că sună mai plăcut. Să părăsești un nume păstrat din moș strămoș, luând în schimb un altul. Ce oameni păcătoși! Ai fi putut alege exemple mai de seamă. Într-un cuvânt, pe mine doar de la suș mă cheamă. Am drept la titlul ăsta, găsesc plăcere în el și înseamnă să mă super numindu-mă altfel. Dar neplăcerea asta o ai adeseori și încă văd adrese pe unele scrisori. Dă iertușor acelor ce nu sunt la curent, dar ție... Ai dreptate. Voi fi de-acu atent. Voi face exerciții cu limba, nițeluș, să-ți zic de azi încolo, seniore de la suș. La revedere. Intru să vadă că am venit și să arunc din ușă un bine te-am găsit. A nebunit cu totul săracul din senin. Păcat de el, sărmanul, s-a cam țignit puțin. Ce curios e omul. Oricât ai vrea să-i spui, oricât i-ai bate capul, nu-l scos din ale lui. Ce văd? E nălucire? Ba nu. Ba da. Ba parcă... Dar s-ar putea să fie... E el! Orațiu! Ce bucurie! Și ești de multă vreme? De două zile. Da? Întâi și întâi, seniore, pusei la dumneata. Eram plecat la țară. De 10 zile. Știi? Ce repede crezi, bate-i să-i bate de copii. Mi-aduc aminte bine, erai doar atâtic. Și iată-te acum și mare și voinic. Așa e. Dar Oronte, iubitul tău părinte, prietenul de care cu drag mi-aduc aminte, ce face? Ce mai spune? E tot voios? Ori nu-i? El știe că e o parte la toate ale lui? Dar nu ne mai văzurăm de 4 ani, îmi pare. Și nu ne-am scris tot timpul o singură scrisoare. El e, seniore, vesel, mai vesel chiar ca noi. Îmi dați o scrisoare să ți-o aduc. Apoi, prin alta mă anunță că vine în curând. Dar pentru ce se întoarce el, nu mi-a scris un rând. Știi poate cine este concetățeanul care, trecând de mult oceanul cu gând să facă stare, acum se întoarce într-adevăr avut? Dar cum îl cheamă? Enric. Nu, mi-e necunoscut. De el îmi scrie tata că încă n-a plecat, de parcă l-aș cunoaște de timp îndelungat. Și spune că pe dată la drum cu el pornește, având un scop de care scrisoarea nu vorbește. La gândul că se întoarce, simt inima că-mi bate. Îl voi primi în casă cu dragoste de frate. Iată-i scrisoarea. Regret că stilul este așa politicos. Aceste complimente sunt lucruri de prisos. Cu toate că în scrisoare nu-mi dete să înțeleg. Horațiu, poți dispune de avutul meu întreg. Mă închin că n-am a face cu oameni educați și tocmai îmi lipsește 100 de ducați. Pe cinstea mea, Horațiu, ridicule e suma și sunt cântat că banii ți-i pot da chiar acum. Ia punga. Însă, lasă această modestie. Cum ți-a părut orașul? Oh, plin de poezie, mișcare foarte multă, clădiri nenumărate și, după cât se spune, petreceri minunate. Ia spune, n-ai dat gata niciuna până acum, ștrengarule? Norocul nu ți-a ieșit în drum? Fiindcă țin, seniore, să nu ascund nimic, mărturisesc, așa e, m-am învârtit un pic și din prietenie ți-o-i povesti îndat. Aha, să știi că aflu acum una lată, voi trece în repertoriu și numere mai noi. Dar sper că ce voi spune rămâne între noi. Oh. Dacă îndal de astea n-ai lacătul pe gură, cu jale se termină întreaga aventură. Aceste toate zise, pot sincer afirma că după o femeie îmi bate inima. Din prima încercare întrezări succesul. Apoi cu ușurință am căpătat accesul și, fără să mă laud sau s-o cobor pe ea, socot că treaba merge așa precum aș vrea. Dar cine-i? O fecioară frumoasă ca-n poveste și care locuiește în casele acestea.
cam simplă, ce e dreptul, fiindcă biata fată de gustul unei brute e veșnic sehestrată. Din ignoranța totuși în care vrea să o țină, tot farmecul ei straniu apare la lumină. E atât de duioasă și de atrăgătoare încât să-i reziste nu-i nimeni în stare. Dar eu vorbesc într-una și poate dumneata cunoști îndeaproape strălucitoarea stea. O cheamă Agnes. O, Doamne! Pe respectivul urs îl cheamă, mi se pare, la Zeus, or de la Surs. N-am dat acestui lucru atenție destulă. Averea e mare, inteligența nulă. Am auzit că este un caragios, un ghiuș. Ai cunoscut, seniore? Înghito de la Sus. Nu răspunzi nimica? A? Da, îl cunoscui. E un smintit, așa e? De. Ce voie să spui de? Va să zic că este gelos, chempit, baccea. Exact cum auzisem și eu. Exact așa. Într-un cuvânt, frumoasa știu să mă supune. Și-a fi păcat, desigur, că așa mărgăritar să fie dat pe mâna acestui om bizar. Prin orice mijloace eu ca un neîncetat s-o cuceresc în ciuda gelosului bărbat. Iar suma ce mi-ai dat-o eu nu voi cheltui-o decât spre a conduce afacerea cu brio, deoarece știi bine cărările s-aride și banul este cheia ce ușile deschide. Tot banul te ajută să capeți mai ușor izbânda în războaie, succesul în amor. Dar par supăra, seniore, să fie din pricină că în purtarea asta îmi pot găsi vreo vină? Nu, mă gândeam că poate... Eu te plictisesc. Adio. Sper că mâine să vin să-ți mulțumesc. Oh, ce umilință la fie ce cuvânt. N-a suferit ca mine un altul pe pământ. Cu ce seninătate, cu câtă bucurie veni să-mi povestească năzbâtiile mie. Cei drept sub noul nume sunt necunoscut. Dar s-a văzut pe lume năuc așa limbut. De prelungeam o clipă tortura asta crudă, ar fi putut mai multe urechea să-mi audă. Și de-l trăgeam de limbă, aș fi aflat ușor cam până unde merge nemernicia lor. Ia să-l ajung din urmă. Departe cred că nu-i. Voi trage o foloase din limbuția lui. Mă înfior la gândul că m-ar putea înșela. Oh, nu odată cauți aceea ce n-ai vrea. Am alergat degeaba în căutarea lui. Dar poate e mai bine că urma i-o pierdui, căci fără îndoială mi-a fi citit pe față neliniștea cumplită și groaza ce mă îngheață. Putea să izbucnească întreaga mea mânie și n-aș vrui ca dânsul să știe ce nu știe. Se înșală însă dacă mă cred păpușa lor. Să las deschisă calea acestui domnișor. Vreau să le tai scurt pofta și voi afla curând anume ce făcură și ce mai au de gând. E vorba de onoare. Să tac ar fi o crimă. Pe dânsa o consider soție legitimă. Păcatul ei pe mine mă umple de rușine și tot ce face dânsa mă atinge și pe mine. De nu plecam la țară, nu dam de pocinog. Și Arnold, mânios de cele aflate, se grăbește să ajungă acasă. Ei, cine-i? Cine-i? Eu, stăpân. Alene, stăpână, deschide-i. Nu, nu, nu. Zip! Ufiți, mă rog. Mișcați-vă mai iute. Mai repede, zi! N-am făcut nimic. În lipsa mea de acasă, așa m-ați ascultat. Care va să zic că stăpânul v-a strădat? Nu mă mâncați de bine. Iertați-mă, stăpâne. Tii, a turbat?
Pe semne l-o fi mușcat un câine. Cum ați lăsat voi oare afurisite slugi în casa mea să intre un tânăr? Vrei să fugi? Acum pe loc să-mi spuneți. Să nu te mișcă. Vrei să-mi spuneți? Mă, băiete, simt că mor. Mor. Păi am luat-o iute. Sunt apă de sudoare. Să mai respir o clipă. Îmi trebuie mișcare. Mi-ar fi trecut prin minte că va ajunge Piciu să-mi puie mie coarne. O, Doamne, ce supliciu. Nu, tot mai bine este din gura ei să scot întreaga infamie și adevărul tot. Acum, supărarea să-mi o ascund nițel. Ai inimă, răbdare. Încet. Încetinel. Plecați. Da, da. Stăpâna voastră să vină până jos. Da. Stați! Dacă îi se spune că sunt de furios, desigur că surpriza mai mică îi va fi. Mă duc să o chem eu singur. Să mă așteptați aici. Da, da, stăpâne. Da. Uf. Uf. Măiculiță, mamă, dar ăsta e turbat. Credeam că mor de spaimă, că mor de adevărat. Nici că văzui vreodată un om așa hain. Ți-am spus eu, pricina e domnul străin. Ce dracu mai înseamnă și asta nebunie? Să ne păzim stăpâna cu atâta strășnicie. De ce dorește oare de lume să o ascundă și nimeni n-are voie aici să pătrundă? Fiindcă îi deșteaptă prin asta gelozia. Dar pentru ce l-a apucat atunci nebunia? Fiindcă vezi. Fiindcă? 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 E, fiindcă, fiindcă? Fiindcă e gelos. Dar pentru ce e oare? De ce e năpătăios? Fiindcă gelozia, pricep tu foarte bine. E un lucru care... Care? Care... Care îți bagă frica în tine. Și care izgonește din casa ta pe toți. Să-ți dau acum o pildă, ca singură să poți pricepe foarte lesne ce rostă și are vorba. Închipuiește-ți, dragă, că ai în față ciorba. Și iată că un altul la ea se lăcomește. Așa e câte super și lei la trei păsești. Da, înțeleg necasul. E bine, e la fel. Femeia este ciorba bărbatului. Ciorba, ce ciorba? Și el, când vede că la ciorbă se întinde careva și fără vorbă multă își bagă deștul în ea, firește că se îngruntă și dă cu pumnul masă. Dar pentru ce atunci la alții nu le pasă? De ce atâția oameni sunt foarte fericiți că jumătatea umblă cu tineri spilcuiți? Așa nesățioasă nu-i toată lumea doar. Mai dă și pe la alții. Hai! Oh. Dacă nu sunt chiar, îmi pare că se întoarce. N-ai grijă, e chiar dânsul. Oh, ce supărat e, doamne. Îl potitește plânsul. Intrați în casă. Da, 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 stăpâne. Da, stăpâne. Haide, Anies. Plimbarea e divină. Da, divină. Vremea este senină. Da, senină. Și ce mai nou, fetiță? Peisicul ăla mic s-a prăpădit, săracu. Ei, lasă, nu-i nimic. Căci o puțină ploaie pe aici. Ți-ai găsit. Te-ai plictisit, drăguță? Eu? Nu, nu m-am plictisit. Dar ce ai făcut anume în timpul cât lipsei? Cămăși de noapte șase și parcă cinți scufii. Anies, vezi, da, lumea este ciudată și flecară. Îi place să scornească tot lucruri de ocară, numai departe astăzi. Îmi spuse un vecin că în lipsa mea, la tine, venea un om străin, că tu-l primeai în casă și l-ascultai într-una. Dar mie dintr-o dată mi-a mirosit minciuna și am făcut prin soare că nu e adevărat. Cum? Ai făcut prin soare? Atunci te-ai curățat. Ce spui? A fost în casă un om străin? Oh, vezi bine. Și n-a lipsit, pot spune, un ceas de lângă mine. Mărturisirea asta, pe cât îmi pare mie,
E cel puțin o probă de nevinovăție. Mi-aduc aminte bine sau poate mă înșel, dar parcă dasem ordin să nu primești de fel. Da, l-am primit, dar nu știi de ce. Și dumneata te-ai fi purtat cu dânsul desigur tot așa. Se poate. Povestește-mi, te rog, de-a fi rapăr. Vei crede că-i poveste și totuși adevăr. Lucram la o scufie sus pe balcon, când iată un tânăr foarte bine în stradă se arată. Și dânsul, cum remarcă umila mea prezență, adânc se ploconește, făcând o reverență. Nevrânță parmojică, pe loc la rândul meu, prin altă reverență l-am salutat și eu. El face încă una, plecându-se profund, tot prin o reverență, la rândul meu răspund. El iarăși se întoarce și face o a treia. Eu nu mă dau bătută, răspund și la aceea. El trece încă o dată, de două ori, de nouă, și face la tot pasul o reverență nouă. Eu, care cu privirea mereu îl urmăream, o nouă reverență la rândul meu făceam. Noroc între aceste și noaptea a venit. Altminteri, cine știe, mergeam la infinit, deoarece în cazul când mă dădeam bătută, ar fi putut să creadă că eu sunt prost crescută. Prea bine. Dimineața, șezând în prag aici, veni la mine o babă și astfel îmi vorbi. Copila mea, preasfântul e supărat. Mă tem din cer să nu trimită asupra ta blestem. El te-a făcut frumoasă, tu însă cu păcat te folosești de harul ce ție ți l-a dat. De ce află că un suflet se plânse chiar acuși de rana dureroasă pe care i-o făcuși? Cotoroanța naibii, năpârcă blestemată. Un om rănit de mine? Întreb atunci mirată. De tine, zice baba, rănit de moarte, vai, e tânărul pe care aseară îl salutai. Dar cum se poate una ca asta, zic? Făcui să cadă din greșeală vreo oală în capul lui? Stai, zice baba, nu fuse nicio oală. Cu ochii tăi frumoasă mi l-ai băgat în boală. Vai, Doamne, zic, asemeni cuvinte mă uimesc. La ochi sunt eu bolnavă și lumea îmbolnăvesc? Da, zice baba, curge din ochii tăi o travă și nu cunoști, măicuță, puterea ei grozavă. Sărmanul om tânjește, puterile îl lasă. Și dacă, zice iarăși bătrâna cea miloasă, nu vrei să fii cu dânsul puțin mai milostivă? În 3 sau 4 zile îi rupem din colivă. Vai, Doamne, zic, se poate, aș plânge de durere. Dar mie, bietul tânăr, ce ajutor îmi cere? El cere, zice baba, un lucru de nimic. Să vie să te vadă și să vorbiți un pic. Privirea ta atâta mai poate să-l învie, că pentru boala asta nu-i altă doctorie. Vai, zic eu bucuroasă, păi dacă e așa, să vină să mă vadă de câte ori o vrea. Spurcată vrăjitoare, scorpie mărșavă, plătiți ar domnul mila cu care torne o travă. Astfel veni la mine și-l vindecai de boală. Acum spune singur, făcui vreo greșeală? Aș fi putut rămâne așa nepăsătoare, știind că fără mine sărmanul tânăr moare? Eu, care simt în suflet durerea oricui și care plâng cu hohot când văd murind un pui. Simțirea ei vădește un suflet neîntinat. De ce plecai la țară? Sunt singur vinovat. Lăsai în voia soartei o inimă plăpândă, știind că don Juanii stau pururea la pândă. Mă tem că ticălosul în graba lui murdară n-a stat la îndoială să o facă de ocară. Ce ai? De ce tot mormăi și o vorbă nu mai scoți? Purtarea mea se vede greșită, o socot. Nu, dragă, fii pe pace. Dar aș dori să-mi spui cum se purta amicul în vizitele lui. Vai, da,
Dacă ai ști, seniore, ce bine i-a părut, cum toată suferința îndată i-a trecut. Caseta ce mi-a dat-o, o, e splendidă caseta. Și banii ce primirea Alen și cu Georgeta, o l-ai iubit, desigur, și-ai zice ca și noi. Dar ce făceați în casă voi singuri, amândoi? El îmi jura iubire eternă și adâncă și îmi spunea cuvinte cum n-auzisem încă, tot lucruri neîntrecute prin frumusețea lor. Eu ascultam aceste cuvinte de amor și, fără să-mi dau seama, simțeam așa, deodată, un nu știu ce, de care eram adânc mișcată. Chinuitor examen al unui caz ciudat, când examinatorul e singur torturat. Pe lângă toate aceste, seniorul cel străin, în timp ce sta de vorbă, te mângâia puțin? Oh, mult de tot, seniore. El mâinile mi-a luat și brațele amândouă și mi le-a sărutat. Le-a sărutat? Dar poate ți-a luat și altceva. El mi-a... Cum? Luat... Spune. Nu pot să spun ce mi-a... Sunt sigură că vina pe mine o să arunci. Ba nu. Ba da. Ei, Doamne, nu. Înjură-te atunci. Mă jur, poftim. Mi-a luat o... Ba nu, hai să faci o mină. Ba nu. Ba da. Nu, 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 la dracu, ci termină. Ei, ce ți-a luat? Mi-a... Tremur, mi-e frică de Dambla. Mi-a luat... Știi... Panglicuța ce-mi dasă-și dumneata. Să nu-i o dau, ce-i dreptul, cam greu mi-ar fi venit. Ei, treacă, panglicuța, m-ai înțeles greșit. Te-a sărutat și alta nimica nu-ți făcu? Ce spui? Se face oare și altceva? A, nu! Da, ca să vindeci boala acestui pacient, nu te-a rugat pe tine să-i faci un tratament? A, nu! Însă ți închipui, cu scopul să-l ajut, aș fi făcut firește orice mi-ar fi cerut. Slăvit să fie cerul, scăpai curat la față. Dar dacă mă mai prinde să-mi radă o mustață, doar nevinovăția te-a împins la fapta asta. Nu pot să zic nimic, ce-a fost, a fost și basta. Eu știu precis ce gânduri nutrește fasonel. Să-și bată joc și apoi să o șteargă frumușel. A, nu! Și-a dat onoarea de 20 de ori. Știi tu ce e cuvântul acestor domnișori? Scurt, să primești casete în dar de la gomoși și să-i asculți într-una cum toarnă la gogoși. Să-ți bate inimioara la vorba lor umflată și mai ales pe brațe să mi te lași pupată. Acestea sunt păcate ce nu se pot ierta. Păcate, zici? Și care-i motivul te-aș ruga? Motivul? Vrei motivul? În Cartea Sfântă scrie că toate acestea umplu pe Domnul de mânie. Îl umplu de mânie? Auzi, și pentru ce? Când e așa de bine, așa de dulce e, o vrajă neînțeleasă te prinde fără veste. Și nu aflasem încă nimic din toate acestea. Ai dreptate, dragă. Și eu găsesc plăcere în vorbele duioase și în calda mângâiere. Dar trebuie gustată în mod cinstit, curat. Așteaptă cununia. Pe urmă nu-i păcat. Cum? Nu-i păcat pe urmă? Nici nu se mai întreabă. Cunune-mă atunci, te rog, cât mai degrabă. Aceleiași dorințe la rândul mă supun. Eu mă întorsesem tocmai cu gând să te cunun. E oare cu putință? Da. Ce plăcere îmi face. Știam eu foarte bine că nunta nu-ți displace. Cum? Vrei cu din adinsul? Dar bineînțeles. Oh, dacă facem nunta, te-i mângâia ades. La rândul meu, desigur, voi face tot așa. Eu nu pricep când râde de mine cineva. E serioasă vorba? Se poate să nu-ți pară? Ne cununeam adică. Da. Când? Chiar astă seară. Oh, chiar astă seară. Sigur. Ce ai de râs mereu? Mă bucur. Foarte bine, e tot ce vreau și eu. Mă îndatorei, seniore, purtându-te astfel. Vai,
ce plăcere, Doamne, voi împărți cu el. Cu cine? Cu acela. Acela? Vom vedea. Ți-ai ales bărbatul cam iute, draga mea. Într-un cuvânt, cam mire pe altul ți-l menesc. Și de aici încolo te rog și te poftesc de cuconașul ăla să nu te mai apropii. Chiar dacă ar fi din asta să dea ortul popii. Iar dacă mai încearcă să vină la taifas, nu sta la îndoială. Trântește-i ușa-n nas și azvârle pe fereastră un coș cu gea pietroi. Înveți să nu mai pună piciorul pe la noi. Ai înțeles, fetițo? Eu după o perdea să știi că toată vremea te voi supraveghea. Vai, e așa de nobil, așa drăguț. Ce-ai spus? Nu voi avea putere. Termină! Du-te sus! Cum? Vrei ca eu să... Cura știi fără vorbă multă. Aici sunt eu stăpânul, eu poruncesc. Ascultă! În seara aceleiași zile, Arnolf se hotărăște să o anunțe pe Agnes cine este mirele ales. Agnes, da. Mai lasă lucrul și aminte bine. Sus capul, sus. Întoarce privirea către mine. Privește-mi bine fruntea când țin discursul meu și vorbă după vorbă să bași la cap mereu. Agnes, de azi încolo, soția mea vei fi. Blagoslovește cerul de 10 ori pe zi. Privește josnicia din care te-am cules și admiră-mă pe mine. Ce caracter ales! Eu, de pe treapta tristă, umilă de țărancă, azi te ridic la rangul măreț de orășancă, te aduc la mine în casă, te îmbrățișez cu amor. Eu, care totdeauna juram că nu mă însor, căci multor domnișoare în stare de a place, le-am refuzat onoarea ce ție ți-o voi face. Să ținte în cap, fetițo, să pai la pălămidă de nu scădea această fantastică partidă. Repetă-ți-o într-una și cată zi cu zi să meriți fericirea în care vei pluti. Cunoaște-te pe tine și fii imaculată, ca pasul ce-l fac astăzi să nu-l regret vreodată. Agnes, căsătoria nu spară jucărie. Ai multe obligații în rangul de soție. Și tu să nu-ți închipui că umblu să te scap de orice neajunsuri, ca tu să-ți faci de cap. În orice căsnicie supusă e muierea. De partea bărbii este și mintea și puterea. La fel suntem ca număr și noi și voi, firește. Egalitatea însă aci se mărginește. Noi stăm mereu în frunte, iar voi în coadă stați. Noi poruncim într-una, voi veșnic ascultați. Ai auzit desigur și prea adevărat cu ce respect ascultă soldatul pe gradat, copilul pe părinte, valetul pe stăpân, călugărul pe stareț și calfa pe jupân. Ei bine, tot respectul acesta-i moft, copilă, căci încă mai plecată și încă mai umilă e musai să se poarte oricare din femei cu soțul, cu stăpânul, cu Dumnezeul ei. Când dânsul o privește cu aer serios, numai decât soția își lasă ochii în jos și în față nu-l privește decât în cazul când catadixește soțul să-i surâdă blând. Cam greu pricep aceasta femeile de azi. Nu te uita la ele de nu voie să cazi și nu călca pe urma atâtor desfrânate de care merge vestea prin târguri și prin sate. Să te păzești de rele, să fugi de cel viclean, să nu asculți adică de niciun Don Juan. Să te gândești că dacă din tine fac soție, cu numele odată și cinstea ți-o dau ție, că cinstea mea
fetițo, e lucru delicat. Să nu te prind vreodată cu ea că te-ai jucat. Să știi că în iad se află căldări nenumărate și în ele fierb în clocot femeile stricate. Tot ce ți-am spus acum nu-ți pare vreo poveste. La inimă să-ți meargă povețele aceste. Urmează-le întocmai, fă-mi voia pe deplin și sufletul-ți rămâne mai alb decât un crin. Dar dacă vreodată n-ai vrea să te supui, mai negru se va face capana corbului. Cu groază toată lumea o să te ocolească, iar cel atotputernic în mila lui cerească te-o da pe veșnicie în gheara lui Satan. Să fierbi într-o căldare cu smoală și catran. Agnes, da. Fă reverență. Precum la mănăstire o soră se deprinde să cânte din psaltire, la fel se pregătește de nuntă orice fată. Și iată, am o carte grozav de însemnată. Citind-o, vei cunoaște serviciul de soție. Nu știu de cine e scrisă, dar trebuie să fie un suflet foarte mare. Tu zilnic s-o tocești. Dar ia să văd eu dacă știi bine să citești. Maximele căsătoriei. Sau ce trebuie să știe o femeie măritată, cu un exercițiu zilnic. Maxima întâia. Fata când prin cununie capătă un bărbățel, dânsa trebuie să știe, deși se face și altfel, că bărbatul care o ia, o ia numai pentru el. Am să-ți explic pe urmă povețele din carte. Deocamdată însă citește mai departe. Da. Maxima a doua. Femeia lux să nu facă decât numai ca să placă la bărbatul care o are. Numai pe el să-l miște frumusețea ei cea mare și puțin să-i pese dacă la alții urâtă pare. Maxima a treia. La femeile e dușman mor și care Suliman. Pe lângă că fața le strică, dar și onoarea le ridică. La gătel să nu dea zor decât pentru soții lor. Maxima a patra. Când iese la plimbare, onoarea poruncește ca ea să nu se uite la cine o privește, căci ca bărbatului să placă, la alții trebuie să displacă. Maxima cincea. Afară de cei care la bărbatul ei vine, buna regulă oprește să primească pe oricine. Cel ce vine regulat numai pentru ea, știți bine, indispune pe bărbat. Maxima șasea. De la bărbați în cadou să nu primească un ou, fiindcă azi eu vă zic, gratis nu se dă nimic. Maxima șaptea. O femeie să nu aibă printre mobilele ei măsuță de scris, hârtie, nici cerneală, nici condei, deoarece în orice căsnicie mai bărbatul trebuie să scrie. Maxima opta. Sindrofiile literare sunt niște adunări care pe femei la rău inspiră. Trebuie să le lăsați, căci în ele se conspiră contra bieților bărbați. Maxima noua. O femeie prea cinstită să se păzească de joc ca de un năprasnic foc. Jocul e prost obicei, căci după ce banii pierde, ea pune la masă averte chiar însăși onoarea ei. Maxima zecea. Cu bărbații să nu iasă și să nu șadă la masă, căci e foarte adevărat, tot ce i-au consumat
plătește al ei bărbat. Maxima 11. Citește pentru tine. Am să-ți explic curând ce spune autorul în fiecare rând. Mi-a adus aminte că am puțină treabă să spui cuiva o vorbă și apoi mă întorc de grabă. Hai, intră în casă. Cartea să nu mi-o pierzi, că-i lată. Notarul, dacă vine, să aștepte. Pic îndată. Mă însor cu Mititica și foarte bine fac. O pot suci la dreapta, la stânga, după plac. În mâna mea nu este decât un boț de ceară și o să-i dau tiparul cum pofta o să-mi ceară. Dar iată-l pe Horațiu. Mă fac din nou nisnai să aflu ce mai spune acest ridicol crai. Așa ne stă mai bine. Ia zi, nimica nou? Cum stăm cu aventura simpatice erou? Am mai răscat din aur, eram puțin distrat, dar de atunci încoace am stat și am cugetat. Ți-am admirat iuțeala cu care progresezi și ai reușit, Horațiu, să mă interesezi. Vai, de tu, seniore, de când ți-am povestit, grozavă lovitură în suflet am primit. Oh, cum se poate? Destinul nemilos aduse de la țară pe tipul cel gelos. Vai, dragă. Mai mult încă spre disperarea mea, el a aflat îndată tot ce făcuse ea. Cum a aflat la naiba așa imediat? Nu știu, dar vorba este că brut a aflat. Precum înțelesesem cu scumpa mea frumoasă, mă duc la ea. Și în clipa când vreau să intru în casă, găsesc înfipți la ușă pe servitorii ei. Spre marea mea mirare, i-aud când strigă: hei, n-ai ce căta aici, să nu mai faci un pas. Apoi, pac, îmi trântiră obraz Nicușa în nas. În nas? În nas, firește. Prea s-au purtat murdar. Le mai vorbi prin ușă, dar totul funzadar. La orice rugăminte îmi răspundeau așa: a dat poruncă domnul și n-ai să poți intra. Și n-au deschis, adică? Nici vorbă nu ți-am spus. Anies de la fereastră, luându-mă de sus, mi-a confirmat că brut a revenit la vatră, gonindu-mă de acolo și a zvârlind cu o piatră. O piatră? Și ce piatră, zi, bolovan curat, cu asemenea plăcintă am fost întâmpinat. Un bolovan? La dracu, se cam îngroașe gluma. Îmi pare rău de tine. Ei, ce te faci acum? De când veni stăpân, ce-i drept, mă simt nătâng. Te rog să crezi, Horațiu, din inimă te plâng. Mă încurcă individul. Așa e, însă lasă. Hai să găsești mijlocul să te strecori în casă. Trebuie, desigur, un plan inteligent, fiindcă, vezi, gelosul e foarte vigilent. Va fi destul de lesne. Și fata nu-i așa, te place? Mă iubește. Atunci va fi a ta. Sper. Bolovanul, dragă, te-a zăpăcit pe tine. Dar faptul se explică, e natural. Vezi bine, am înțeles că tipul e acolo și că el supraveghează în umbră să fiu primit astfel. Dar m-a uimit un lucru pe care ți-l voi spune și poate nu vei crede asemenea minune. O faptă îndrăzneață ce Anies a săvârșit, vădind-o istețime de neînchipuit. Ce-i drept, amorul e un meșter minunat, te învață la nevoie să fii ce n-ai visat. Oh, când în bietul suflet iubirea se firipă spre a te schimba cu totul, ți-ajunge doar o clipă. Nici caracterul nostru nu-i poate fi obstacol și nu odată face adevărat miracol. Insuflă îndrăzneală chiar celui mai fricos. Zgârcitului îi spune să fie generos. Manierat îl scoate pe cel mai arogant și acordă istețime și celui ignorant. S-a petrecut aceeași minune și cu ea. Într-adevăr, în clipa când draga îmi spunea: retrage-te, primește disprețul meu profund, ți-am auzit dorința și iată ce răspund, ei bine, în clipa aceea, spre marea mea mirare, odată cu pietroiul, mai cade și o scrisoare. Și eu admir, seniore, cât e de potrivită cu vorbele rostite și piatra zvârlită. Eh, cum îți pare gestul? E strașnic, uimitor. Așa e ca amorul de spirit tuturor. Ia spune, adineaur aveam sau nu dreptate când afirmam că face minune adevărate? Ce zici de bilețelul acesta? Cum? Nu vrei să recunoști curajul și istețimea ei și nu faci haz de rolul pe care l-a jucat în toată farsa asta, gelosul cornorat? S-aud. Fac haz, firește.
Atunci a râs puțin. Ia seama, individul știind că o să vin, se închide bine în casă, își face roz de o piatră, crezând că poate intru pe coșul de la vatră. Și în contra mea ridică și asmuță pe argați. Pe individul ăsta sub ochii lui Holbaț îl joacă înșelându-l cu propria lui armă, aceea chiar pe care dorea să o adoarmă. Eu n-am la ce mă ascunde, deși sunt supărat că planurile mele oricum s-au încurcat. Găsesc cu toate astea că renghiul are haz. Și râd într-una să-mi treacă de necaz. Da, dumneata, seniore, ai râs puțin de tot. Îmi pare rău, Horatiu, dar râd și eu cât pot. Ia să-ți arăt acum faimosul bilețel. Tot ce a simțit drăguța a pus aici în el. Pângingașe cuvinte de inocență pline, pe cât de mișcătoare, pe atâta de senine. Așa cum se exprimă o inimă curată când Eros îi trimite întâia lui săgeată. Spurcato, pentru asta mi-ai învățat să scrii. Oprisem să te înveți asemenea prostii. Vreau să-ți scriu și îmi vine foarte greu, căci nu știu cum să încep. Am multe gânduri pe care aș vrea să le cunoști, dar nu știu cum să fac ca să ți le spun, căci n-am încredere în vorbele mele. Eu încep să-mi dau seama că totdeauna am fost ținut în neștiință și mi-e teamă să nu spun ceva care să nu fie bine sau ceva care nu se cade să fie spus. Într-adevăr, eu nu știu ce mi-ai făcut, dar simt că sunt supărată îngrozitor de ceea ce am fost silită să-ți fac, că mi-ar veni foarte greu să nu te mai văd și că aș fi fericită să fiu a ta. Poate că e un păcat să spui aceasta, dar în sfârșit nu mă pot opri să o spun și aș dori ca să se poată face fără păcat. Mi se spune mereu că toți tinerii sunt înșelători și că tu umbli numai ca să-ți bagi joc de mine. Dar te încredințez că eu nu pot să-mi închipui așa ceva despre tine. Și vorbele tale m-au mișcat atât de mult încât nu pot să cred că sunt mincinoase. Spune-mi sincer, ce este adevărat din toate acestea? Căci în sfârșit eu nu știu ce este și retenia și ți-ai face mare păcat cu mine dacă m-ai înșela și cred că eu aș muri de durere. Cățea, ce-ți este? Nimica. Tu și... Ai întâlnit vreodată asemeni gingășii? Cu toată strășnicia acelui punct de fier se poate să rămână mai nobil caracter? Și el nu săvârșește o crimă neiertată când calcă în picioare pornirea ei curată și mintea îi slăbește prin trista lui dorință de a lăsa-o veșnic în neagră neștiință? Iubirea însă astăzi a ridicat obrocul. Și dacă vreodată mi-a ajutat norocul să pun eu mâna în ceafa acestui tip brutal, acestui burtă verde, acestui animal, acestui... Dar noaptea asta chiar, în cea mai mare taină, voi vizita-o iar. Am pus la cale totul. Eu voi tuși ușor. Agnes îmi va deschide fereastra binișor. Apoi, proptind o scară, mă voi urca încet și voi intra în casă. Ți-am spus acest secret ca unui bun prieten pe care îl iubesc. Plăcerea mea sporește când ți-o împărtășesc, căci poate să-ți dea cerul oricâtă bucurie. N-o guști în întregime când altul nu ți-o știe. Ești încântat de mersul acestei aventuri? Da, sunt grăbit, adio, mă duc să iau măsuri. Cum? Soarta ce mi-aduce atât de mult necaz nu vrea să-mi lase barem o clipă de răgaz? Strădaniile mele de om întreg la minte zadarnice să fie de astăzi înainte. Eu, om în toată firea, să fiu legat butuc de o tânără prostuță și de un imberb năuc. A, nu, destinul minte. Cu
curând se va vedea, ființa mult dorită e tot în mâna mea. Doar inima i-a luat-o prin vorbele de șarte și jur că nu va merge Craidonul mai departe. Iar noaptea de iubire în care speră el va fi amară pentru sărmanul Fasonel. Deși rănit în suflet, sunt totuși mulțumit că aflu dinainte ce ițe s-au urzit și că năucul ăsta ce vrea să facă rău alege ca duhovnic chiar pe rivalul său. Veniți în coa, prieteni, da. Și dați-mi ajutor, da. Cunoști iubirea voastră cea fără margini, dar traduceți-o în faptă că nu va fi în zadar. Pe acela care astăzi va ști să mă servească din partea mea l-așteaptă răsplată împărătească. La noapte, individul, pe cât am înțeles, va căuta să intre în taină la Anies, urcându-se pe o scară proptită sub fereastră. Dar țin ca trădătorul să cadă în mâna voastră. Veți lua deci fiecare un strașnic retevei. Și când berbantul nostru va fi sub geamul ei, că-și voi avea eu grijă fereastra să o deschid, vei zburduși spinarea acestui individ ca el să ține minte atât cât va trăi și înveți să nu mai pună piciorul pe aici. Dar voi, băgați de seamă, nu scoateți un cuvânt să nu priceapă tipul că eu acolo sunt. Veți fi la înălțime, copii. Ce ziceți voi? E vorba de marteală? Atunci lăsați pe noi. Nu-mi place să mă laud, dar am ce-i drept o lavă. A mea, deși s-ar zice că e ceva mai slabă, când a scăpat în chică, s-a fituit frizura. Acum intrați în casă și țineți-vă gura. Da. Să mergem. Aproapele să tragă o lecție din asta. Și dacă fiecare și-ar spiona nevasta și-ar primi ca mine pe respectivul fante, s-ar stinge poate speța nevestelor amante. El e de trei ori atușit. Săriți să nu vă scape. Na, v-ați făcut o fiartă, nenorociților. Păi n-ați zis dumneavoastră să dăm în domnișor? Cum ați vârliți acum răspunderea pe mine mișeilor? Porunca a fost să-l bateți bine, iar nu să-i face seama. Și v-am mai spus, îmi pare să nu-i cărați cu băta în cap, ci la spinare. La spinare, da. Ce nenorocire să-l văd aici, mort. Cum să ascund cadavrul? Și unde să-l transport? Duceți-vă în casă, dar să tăceți chitic. Da. Și de porunca dată, să nu vorbiți nimic. Nimic. E noaptea pe sfârșit. O, Doamne, cum să scap de groasnica năpastă ce mi-a căzut pe cap? Vai, ce-o să zică Tasu când o afla săracul de moartea lui Horatiu? Mă tem că dau de dracu. Nu fi acolo tipul sau poate vreun complice? Mi-ar fi trecut prin minte. Ha! Cine ești aici? Ești dumneata, senior Arnold. Da, dumneata. Eu sunt Horatiu. Tocmai vreau să șer ceva, dar ați plecat de acasă cu noaptea în cap. Visez? Nu mai pricep nimica. Pe semne aiurez. Intrasem ce dreptul în grea încurcătură, dar văd cu bucurie că cerul se îndură să mi te scoată în cale spre a-mi da un ajutor. Te informez, seniore, că noaptea de amor a fost cu mult mai dulce decât aș fi crezut. Și asta datorită gelosului cornut. Eu nu pot să-mi dau seama prin ce întâmplări fatale a reușit să afle de planul pus la cale, dar când eram acolo, chiar sub fereastra ei, spre marea mea mirare, zări câțiva mișei că mă pândeau în umbră cu brațele înarmate. Pierzându-mi echilibrul, m-am prăvălit pe spate și
Dacă prin cădere am fost rănit ușor, eu am scăpat în calta de ciomăgeala lor. Și socotiră că eu m-am prăbușit din cauza ardoarei cu care m-au lovit. Și pentru că durerea pe loc mă țintuise, tâlharii printre care și tipul pare mi se, crezând că m-au dat gata, că m-au ucis, adică, îndată începură să tremure de frică. Îi auzeam în noapte cum se cerovăiau și toată vina unii pe alții o dădeau. Apoi, prin întuneric ei s-au apropiat, dorind să afle dacă se mor cu adevărat. Firește că în beznă silit de interes, eu am făcut pe mortul cu foarte mult succes. Ei m-au lăsat acolo plecând înspăimântați. Eu, bucuros în fine că i-am văzut plecați, voiam să o iau spre casă. Dar chiar atunci, iată, Anies veni la mine nespus de tulburată. Căci vorbele rostite în taină de Mișei, desigur, ajunsese până la urechea ei. Și în zăpăceala aceea, scăpată de sub pază, i-a fost destul de lesne să vină să mă vază. Dar ea, aflând că steafăr, a izbucnit în plâns și-n tocmai ca o mamă la pieptul ei m-a strâns. Ce să-ți mai spun? Iubita hotărât îndată să facă ce-i dictează iubirea ei curată. Nici nu se mai gândește să se întoarcă acasă. Și soarta ei de acum în grija mea o lasă. Seniore, îți închipui că nu pot să o expun orbirii și mâniei acestui om nebun. Prin ce primejdii grele și suferințe ar trece de n-aș iubi-o încă și n-aș rămâne rece. Dar mi-e atât de dragă încât aș prefera să-mi sacrific viața decât să înșel pe ea. Iubita mea e demnă să aibă altă soartă și jur că numai moartea va ști să ne despartă. Mă tem de tărăboiul ce tata o să facă, dar fără îndoială, cu vremea o să-i treacă. Nu stau prea mult la gânduri, de vraja ei ascult și eu la urma urmei nu cer nimic mai mult. Acum te rog, seniore, să fii așa de bun și să primești comoara pe care ți-o depun. Să dai adăpostire acestei dragi copile în casa dumitale doar pentru 2 zile. Pe lângă că e nevoie să fie ascunsă bine și că ar găsi o lesne de a locui cu mine, dar lumea totdeauna e foarte intrigată când un flăcău aduce în casa lui o fată. Și după cum, seniore, știindu-te discret, ți-am spus doar dumitale amorul meu secret, tot astfel, fără teamă, acum s-o cot cu cale, să las aceste zauri în mâna dumitale. Fii liniștit, Horațiu, sunt gata să te ajut. Îmi fac serviciul ăsta? O iei pe Anies sub scut? Oh, pentru mine este adevărat deliciu. Doream de multă vreme să-ți fac un mic serviciu și văd cu mulțumire că cerul s-a îndurat să-mi dea acum prilejul acesta minunat. Îți mulțumesc, seniore, mă îndatorez nespus. Mi-a fost puțină teamă să nu mă iei de sus, dar ai gustat, se vede, din bunurile vieții și judeci cu blândețe văpaia tinereții. Anies e după casă, o chem aici îndată. Dar cum am face oare că zorile s-arată? Gândește-te că dacă aș lua-o chiar aici, ne-ar observa vreo slugă și zvonul s-ar lăți. Te vrei să mergi la sigur să nu o aduci aici? Ce mai la întuneric, de pildă sub gârlici. Voi aștepta acolo, îmi pare mai prudent. E, iată ce se cheamă un plan inteligent. Eu îți aduc, seniore, pe scumpa mea frumoasă și în cea mai mare grabă o șterg apoi acasă. Soarta-mi surâde și ceasul a sunat să mă răzbun în fine de tot ce am îndurat. Neliniște aceasta, nu are niciun rost. În casa lui, te asigur, vei fi la adăpost. La mine nu se poate, de ce nu e supusă? Hai, intră fără teamă și lasă-te condusă. De ce mă lași, Horațiu? Nevoia mă constrânge. Dar să te întorci de grabă, adminteri eu voi plânge. Amorul îndă aripi și voi zbura spre tine. Eu sunt nespus de tristă când nu ești lângă mine. Când nu sunt lângă tine și eu sunt trist. Dar fi așa cum spui, Horațiu, tu nu m-ai părăsi. De marea mea iubire, cum poți să te îndoiești? Degeaba, nu-ți sunt dragă pe cât de dragă mi ești.
Păi cum mă trage ăsta? Ar fi primejdios de ne-ar vedea vreo slugă sau tipul tău gelos. Și bunul meu prieten, prin asta dovedește iubirea și credința cu care ne servește. Să intru în casa unui străin netamnesam. Vei fi la el, n-ai grijă, ca în sânul lui Avram. La sânul lui Horațiu aș prefera să fiu și m-aș simți... Așteaptă. Adio, e târziu. Te văd curând, răspunde. Îndată, fii pe pace. Dar până în clipa aceea, eu oare ce voi face? Uf, în sfârșit răsuflu. Că slavă Domnului de astăzi înainte, niciun pericol nu-i. Hai, puiule, hai, dragă, nu-i locul tău aici. De-acum în altă parte te voi adăposti. Vei fi ascunsă bine, păzită ca serai. Mă recunoști? Vai, Doamne! Mironosiță, hai? Te apucă bâțâiala, privirea mea te îngheață. Te înțeleg, fetițo, n-ai vrea să fiu de față. Ți-am tulburat idila, ți-am năruit tot planul. Zadarnic blestematos caus curtezanul, acum e prea departe spre a-ți da un ajutor. Așa de tinerică și trebuie amor. Și în toiul nopții totuși primești un fasonel și fugi de acasă în taină să te înhăitezi cu el, trăznite-ar. Filfizonul te-a învățat la rele și nu-ți mai este frică de stafii și de ele. Craidonul peste noapte ți-a dat curaj pe semne. Cum ai ajuns la astfel de viclenii nedemne? Te-am oploșit de mică și tu te poți capsân. Tu, viperă pe care te-am încălzit la sân. Cum ai făcut ochi? Gata! Ai și sărit la mine! Aceasta ți-e răsplata, nemernico! Rușine! De ce răcnești acum? N-am dreptul să răcnesc? În cele făptuite vreo vină nu-mi găsesc. Să fugi cu Muțunache nu înseamnă mârșelie. Dar el și-a dat onoarea că vrea să-i fiu soție. Și dumneata, seniore, chiar ieri ai afirmat că după cununie amorul nu-i păcat. O fi! Dar hotărâsem să fii soția mea, ți-am spus-o categoric. E așa ori nu-i așa? Așa e, ai dreptate. Dar fără șovăire susțin că el îmi pare mai potrivit ca mire. Cu dumneata alături aș suferi cumplit. Discursul dumitale de ieri m-a îngrozit. Horațiu niciodată nu mi-a vorbit astfel. Și foarte bucuroasă m-aș mărita cu el. Ți-e drag, nenorocito, te-a prins în lațul lui. Mi-e drag. Și ai curajul în față să mi-o spui? Și pentru ce n-aș spune-o de vreme ce așa-i? De amor aveai nevoie, neobrăzatul. Vai, nu sunt răspunzătoare. Doar el e vinovat. Eu nici nu mi-am dat seama când lucrul s-a întâmplat. Să fi gonit iubirea ce în suflet ți se împlântă. Dar poți goni vreodată ceea ce te încântă. Și nu ți-a dat prin minte că asta îmi va displace? Cui? Dumitale? Doamne, ce rău îți poate face. Oh, niciun rău, din contra, sunt încântat, vezi bine. Nu mă iubești? Adică? Pe dumneata? Pe mine. Vai, nu. Cum nu? Vrei poate să mint? De ce, mă rog, nu m-ai iubi pe mine? Dar ce, sunt chior? Olog? Mă învinuiești degeaba. De ce n-ai fost în stare să-mi cucerești iubirea? Nu te-am oprit, îmi pare. M-am străduit, dar timpul zadarnic l-am pierdut. Se vede că Horațiu a fost mai priceput. Mi-a câștigat amorul în câteva minute. Auzi, afurisita, începe să discute. Atâtea argumente n-ar da nicio savantă. Nu o cunoșteam. Sau poate că în viclenii o toantă întrece pe bărbatul cel mai inteligent. Să discutăm, fetițo, că-și văd că ai talent. Răspunde! Pentru altul te-am îmbuibat mereu atât amar de vreme din buzunarul meu. Se face o socoteală de cele cheltuite că-ți va plăti Horațiu. Mă scoate din sărite. Cu ce o să-mi plătească pârlitul tău ingrat o neobosită grijă ce veșnic ți-am purtat-o? Dar până într-acolo ce grijă mi-ai purtat? Cum? Ai uitat pe semne că eu te-am educat? Ah, îți mulțumesc, seniore, îți foarte mulțumesc. Cu creșterea primită am drept să mă fălesc. Crezoare că mă încântă, că nu pricep în fine cât sunt de ignorantă. Dar mie mi-e rușine și vreau să scap odată de această umilință. Să nu mai trec drept proastă de mieste cu putință. Cum?
Fugi de ignoranță și fără nicio teamă primești să-ți dă lecții un crai? De bună seamă, căci m-a învățat chiar dânsul ce brumă știu. Și lui îi port recunoștință, nu dumitale. Cui? Nu știu ce mă oprește să-ți arv eu câteva. Să tai bine rădăcină, obrăsnicia ta. Atâta semeție mă umple de venin. Și trei perechi de palme m-ar răcori puțin. Nu te opresc, seniore. Lovește dacă vrei. M-a dezarmat privirea și suferința ei. M-a înduioșat cu o vorbă. Iar fapta ei cea trist acum pentru mine aproape nu există. Ce ți-eșe cu amorul? Priviți-le cum sunt și totuși după ele ne dăm cu toții în vânt. Nu-i om să nu cunoască păcatele lor grele. Își fac de cap într-una. Vor numai să înșele. Lismațele pestrițe, iar inima înghețată. Sunt slabe ca o cârpă și proaste ca o gheată. Ne mint, ne vând, ne sapă. Și totuși noi bărbații ne vindem și cămașa să le intrăm în grații. E, hai să facem pace, hai, mică trădătoare. În marea mea iubire te iert, deși mă doare. Admiră sacrificiul și bunătatea mea. Și în schimb, ca un omagiu, redă-mi iubirea ta. Eu foarte bucuroasă aș vrea să-ți fiu pe plac. Ce m-ar costa, adică, dacă aș putea să o fac? Încearcă, puiculiță, că e ușor de tot. Ascultă doar o clipă suspinele ce scot. Privește-mi ochii galeși, profilul meu frumos. Și uită-l pe Horațiu. Dă-n naibii de mucos. Cu mine, mititică, vei fi mai fericită. Prin farmece tâlharul te împinge spre ispită. Dar tu ai datoria să nu te lași înfrântă. Eu sunt convins de altfel că vei rămâne sfântă. Împărtășește, puică, amorul meu adânc. Și te alind, te mângâi, te pup și te mănânc. Faci tot ce vrei, micuțo, și nu te țin de rău. Nici nu mai zic nimic, Aniez. Sunt robul tău. Ce înseamnă pasiunea? Vai, câtă degradare! Aniez, amorul meu pe lume pereche nu mai are. Vrei probe de iubire? Îți dau imediat. Doresc să plâng cu hohot sau poate să mă bat. Vrei oare să-mi smulg părul? Să-mi spintec beregata? Ce vrei tu de la mine? Răspunde. Eu sunt gata să stovedesc iubirea prin orice mișloc. Te străduiești zadarnic. Nu m-ai mișcat deloc. Horațiu doar cu o vorbă făcea mai mult. Așa. Mă înfrunți, mă scos din pepeni, dar tot vei fi a mea. Să-ți faci bagajul iute. Auzi, auzi, Caiafa. O să mai pupi orașul când mi-ai vedea eu ceafa. Vrei să-mi înfrângi voința, mă fac să-mi ies din fire. Dar lasă că de-acum te însund la mănăstire. Stăpâne, o, stăpâne. Ce vrei? Să nu zic vorbă mare, dar tare am bănatul că domnișoara noastră fuge cu răposatul. E aici? Băgați-o în casă! Da. Eu nu voi săpovi! Doar nu i-o da prin minte să o caute și aci. De-al minter, peste 10 minute vom pleca. Acum cât mai degrabă să cat o haraba și apoi la drum. Luați seama! Da. Închideți-vă în casă și fiți cu ochii în patru, da. Ca nu cumva să iasă. Eu cred că exilată va izbuti ușor să scape de robia acestui trist amor. Iar Horațiu, ce s-a mai întâmplat? Iată-te, seniore, eu vin să-ți dau de știre că cerul îmi trimite o grea nenorocire. Mergea așa de bine, usită însă vrea să-mi smulgă fără mile pe adorata mea. Știi, îmi scrisese tata că va porni la drum, dar și-a grăbit plecarea și e aici acum. Iar cauza venirii, motivul despre care, cum știi, nu pomenise o vorbă în scrisoare, e că pe neîntrebate el mă însurase. Vai, și vrea să facă nunta aici, cu alai. Gândește-te, seniore, la inima-mi rănită și spune dacă este durere mai cumplită.
Of, domnul Enric, ăla de care ți-am vorbit, el mi-a făcut buclucul, el m-a nenorocit. Prin el s-a pus la cale această căsnicie și fata lui îmi este menită de soție. Când auzi pe tata vorbind nensurătoare, crezui că se scufundă pământul sub picioare. Apoi, cum el spusese că vrea să vină încoa, înnebunit de spaimă, fugi spre dumneata. Eu te implor, seniore, să nu-i vorbești deloc de amorul meu, căci tata s-ar face îndată foc și cum el pune bază pe sfatul dumitale, convinge-l să renunțe la ce a pus la cale. Oh, cu plăcere! Roagă-l să-mi dea răgaz un pic. Fă asta pentru mine. N-ai teamă de nimic. În dumneata, seniore, îmi pun speranța toată. N-ai grijă. Dumneata mi-ești adevăratul tată. Arată-i că un tânăr nu poate să răspundă. Ah, uite bine, tata, ascultă o secundă pretextele găsite. De cum ai apărut în fața mea cum dati, te-am și recunoscut. Că semeni de minune cu scumpa surioară, al cărui soț ferice am fost odinioară. Păcat că nu-i și dânsa. Neîndurata parcă a vrut ca Angelica să nu se mai întoarcă spre a împărtăși cu mine nespusa desfătare de a-și revedea căminul și rudele pe care le-a părăsit odată silită de nevoi. Da, dacă moartea crudă a smuls-o dintre noi, avem o mângâiere în singura fiică pe care mi-a lăsat-o sărmana Angelică. Ți-e rudă de aproape și țin să-mi dai un sfat atunci când este vorba să-i caut un bărbat. Pe fiul lui Oronte de Mirei l-aș da, dar am nevoie încă de aprobarea ta. Se poate, dragă Enric, să ai vreo bănuială că n-am să aprob această partidă ideală? Fii liniștit, Horațiu, îi descălesc eu bine. O vorbuliță numai. Încrede-te în mine. Oronte! Arnold! Arnold! Duioasă îmbrățișare! Mă simt mișcat, amice. Sunt fericit, Oronte, să te revăd aici. Eu m-am întors în țară. Știu pentru ce ai venit, așa că nu-i nevoie să-mi spui. Ai auzit? Da. Cu atât mai bine. Horațiu face nazuri. Oh. El vede în căsnicii o sumă de necazuri. Ba, mă rugase încă să trec de partea lui. Dar eu, ca bun prieten, atâta țin să spui. Da. Aruncă în balanță puterea părintească și fă ca nunta asta să nu mai zăbovească. Pe tineri e nevoie să-i pui la locul lor, căci indulgența noastră îi strică. Trădător! Dar dacă dânsul crede că nunta e o năpastă, eu nu sunt de părere să-i punem sula în coastă. Amicul meu, desigur, nu este un satrap. Cum? Ai dori adică să-i se suie în cap? Un tată vrei să fie atât de netărău încât să nu mai pună la loc pe fiul său? Aș vrea să văd și asta. Ar fi frumos, vezi bine, ca fiul să dea ordin, iar tatăl să se închine. A, nu, prietenia de casa lui mă leagă. Oront și-a dat cuvântul, nu poate să-l retragă. El are datoria să se arate tare, să nu întrebe dacă pe fiul său îl doare. Da, ai vorbit cu minte și-ți dau cuvântul meu că orice ar fi, Orațiu va face cum zic eu. Mă miră interesul și râvna ce-o depui să vezi înfăptuită căsătoria lui. Și nu pricep motivul de care ești condus. Eu știu ce pun la cale și spun ce am de spus. Da, chiar așa, seniore Arnolf, eu... O făcuși. Doar ți-am mai spus odată că-l cheamă de la Suș. Nu-i nimic. Ce face? Orațiu, ai priceput? Cred că am avut dreptate să fac tot ce am făcut. Îmi vine rău. Stăpâne! Stăpâne! Vedeți? Sunt numai apă. Poftiți de grabă în casă că domnișoara scapă. A zburle din picioare, se zbate în mâna noastră și tare ne e teamă că sare pe fereastră. Aduceți-o încoace, îndată vom pleca. Da, stăpâne! Orațiu, nu te superi, dar e mai bine așa. Prea multă fericire te-ar face înfumurat. De... Mi-a venit și mie azi laptele împăsat. Pe lume este oare durere mai cumplită? Mai este vreo ființă atât de urgisită? Fixați și ziua anunții, cât mai curând să fie. Aștept cu nerăbdare să joc la cununie. Va fi curând, n-ai grijă. Dar iată-o pe Anies. Hai, păpușico, hai. Tu care n-ai astâmpări și din picioare dai,
Iaci și Muțunache. Fi dar politicoasă și fă-i o reverență, dar una grațioasă. Orațiu, adio. Întâmplarea îți fură paradisul. Ce vrei, nu tuturora li se împlinește visul. Mă vei lăsa, Orațiu, pe mâna lui? Vorbește. Unde mi-este capul? Pământul se învârtește cu mine. Hai, limbuto! Vreau să rămân aici. Dar comedia asta, ce naiba poate fi? Nimic nu mai pricepem. Tu umbli cu secrete? Vă spun eu altă dată povestea pendelete. Acum, la revedere. Stai, încotro ei. Tu nu vorbești ca lumea. V-am spus, amicii mei, că nunta hotărâtă s-o faceți chiar acum, deși nu vrea Horațiu. Păi cine zice nu? Dar tu nu știi, se vede că ai la tine în casă pe aceea care este ursită de mireasă. Nu ți s-a spus și ție că e aici fiica lui Eric și Angelii? De cum? Tu nu știi nimica? Părerea ta atunci pe ce se întemeia? Nici eu nu pot pricepe. Ce spune? Sora mea, fiind căsătorită în taină, a născut o fată despre care nimic nu s-a știut. Deoarece chiar tatăl a dus-o de îndată la țară, ca să fie acolo alăptată. Și tot în vremea aceea a fost silit de soartă să-și părăsească țara cu scumpa lui consoartă. Spre a-și încerca norocul, el a trecut oceanul și apoi s-a pus pe muncă luptând din greu sărmanul. Încetul cu încetul a strâns la loc toți banii de care îl prădase în țara lui dușmani. Apoi, întors în Franța, s-a dus de-a dreptul unde știa că sub alt nume fiica lui s-ascunde. Iar fosta ei de dacă mărturisi îndată că ea ți-a dat-o ție, de vreme îndelungată. Că numai de nevoie ți-a încredințat-o ție, că se zbătea sărmana neagră sărăcie. Nebun de fericire la vestea asta, tată luând cu el femeia, porni la drum și iată-l. În câteva secunde și doi ca o să vin, așa că îți vei face convingerea de plină. Eu bănuiesc, amice, cam care ți-e supliciu, dar întâmplarea asta îți face un serviciu. Și dacă ții să nu fii încornorat deloc, rămâi burlac pe viață. E cel mai bun mijloc. Pentru ce o ștergi cu nasul în jos? Tată, s-a petrecut aici minune adevărată. O simplă întâmplare făcuse dinainte a ceea ce dorisești tu, bunul meu părinte. O dragoste adâncă de dânsa m-a legat și amândoi credință eternă ne-am jurat. Într-un cuvânt, pe dânsa o căutați de mult și numai pentru dânsa era să nu te ascult. Îndată ce am văzut-o, am bănuit că ea. Inima-mi bate. Ci vin, fetița mea, vin să te strâng în brațe. Din suflet aș dori să fac și eu ca tine, da, locul nu-i aici. Să mergem înăuntru cât mai curând, cumnate. Acolo, pe îndelete, le-am descurcat pe toate. Ați ascultat Școala Nevestelor, adaptare radiofonică după piesa lui Molière, traducere de George Gesticone. Distribuția a fost următoarea: Arnolf Ion Finteșteanu, artist al poporului; Agnes Florența Cioromela; Crisald Nicolae Brancomir, artist emerit; Horațiu Damian Crâșmaru; Enric Marcel Enescu; Oronte Constantin Mitru; Alain Demsavu; Crainica Pușa Scărlătescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală George Popescu. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit. 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 Artist emerit.